Bună, eu sunt Ana și bine ați venit din nou la noutățile de vineri de pe asteroidul B612. Să știți că nu ne pregătim de Crăciun încă. Am pus deja beculețele, recunoaștem, numai pentru că ne plac foarte, foarte mult, dar nu ne pregătim de Crăciun. Suntem încă în sezonul vrăjitoarelor, după cum știți, dacă ați fost la noi, ați văzut că avem o vitrină specială decorată pentru vrăjitoare. Și de asemenea, suntem într-un sezon foarte indecis, unde nu știm ce o să se întâmple mâine. Până acum, noi am hotărât ca în continuare să păstrăm storytime-urile afară, vremea încă ne ajută și vreau să vă prezint un nou participant la storytime-urile noastre. Tanam! Acesta este borcanul cu povești. Deocamdată nu conține povești, conține doar niște beculețe, dar el o să funcționeze în felul următor. În fiecare sâmbătă, înainte de storytime, vom pune împreună aici mai multe bilețele cu povești pe care le alegem dintre rafturi și o să tragem la sorți povestea pe care o să o citim în sâmbăta respectivă. Să știți că nu este o idee originală, m-am inspirat de la booktuberul meu preferat, Jack Benedors, pe care vi-l recomand, care are un To Be Read jar, care mi se pare foarte tare, așa că de acum încolo o să avem și noi unul. Și puteți să ne scrieți și în comentarii ce povești ați vrea să punem în borcan, nu se știe niciodată de unde ne vine inspirația. Așa, în alt ordine de idei, săptămâna viitoare o să avem un eveniment foarte, foarte fain, sunt super onorată că o să facem și noi parte din el. Toată săptămâna au loc zilele Little Lit, organizate de Asociația de BASM. Dacă o să intrați pe pagina de Facebook sau pe canalul YouTube al Asociației de BASM, o să vedeți acolo toate evenimentele pe care le pregătesc. Și ce o să avem noi aici în librărie virtual? O să avem o întâlnire cu Asa Lind. Da, Asa Lind este autoarea care a scris Lupul de Nisip și Noi povestiri cu Lupul de Nisip. Dacă ați fost la noi, probabil că ați văzut cărțile astea și știu că sunt printre voi copii care le iubesc. Sunt foarte faine, sunt niște cărți foarte delicate, cu atmosferă suavă, foarte faină, care aduce uneori aminte așa de Micul Prinț, dar cumva sunt mai realiste. E vorba despre Zacarina, o fetiță foarte drăguță, care este prietenă cu Lupul de Nisip și cumva întâmplă obișnuite din viața de zi cu zi sunt văzute prin ochii lupului cu o atmosferă foarte magică, foarte faină. Abia așteptăm să avem întâlnirea, o să fie sâmbătă la ora 5 după amiază, sâmbătă pe 16 octombrie la ora 5 după amiază și o să fie online pe Facebook și pe pagina noastră și pe pagina de BASM și pe pagina Ambasadei Suediei. Dacă aveți întrebări pentru Asa Lind, dacă sunteți fani și ați citit Lupul de Nisip și vreți să știți mai multe despre ce stă în spatele poveștii sau orice întrebare aveți, ne puteți scrie, trimiteți-ne întrebările la citim@asteroidub612.ro sau prin comentarii la oriunde vedeți acest film și noi o să ne asigurăm că o să ajungă direct la asta. Și bineînțeles, vă așteptăm și live alături de noi sâmbăta următoare, deci peste o săptămână și un pic. Acestea fiind zise, hai să vedem și ce avem din punct de vedere noutăți cu cărți, nu? Păi de-aia suntem aici, avem o librărie. Avem multe noutăți, se vede că vine toamna și toamna este foarte drăguță, te trezești dimineața și ce vezi? O noutate de la Cartea Copiilor și știi că o să fie o zi bună pentru că este o noutate de la Julia Donaldson, Cățelușa din Spital. Este o poveste scurtă, foarte, foarte drăguță despre Cățelușa Pic. O să vă arăt puțin. Aduce aminte de Cățelușa, acum o cheamă Perdita, nu? Din 101 de Dalmațieni. Ei bine, ea este Pic și este o cățelușă foarte adorabilă, care trăiește cu stăpâna ei Roza, dar are și un rol special, anume îi vizitează pe copiii din spital. Nu o să vă citesc toată povestea, e o poveste drăguță în care, ca de obicei, binele pe care tu îl faci altora se întoarce la tine într-un fel sau altul. O să mai avem un eveniment foarte special legat de cartea asta, dar o să vă spun peste o săptămână, peste două săptămâni, când o să se întâmple. O să vedeți, dar o să fie ceva foarte haios, ce n-am mai făcut până acum, sper să ne iasă bine. Și să mergem mai departe, tot din cărțile pentru categoria asta de vârstă, 3-5 ani aș zice, o avem pe Agata, Vrăjitoarea Curioasă, o carte foarte potrivită pentru aceste zone în care este vorba de o mică vrăjitoare foarte drăguță, Agata. By the way, îmi place foarte mult acest nou trend în care vrăjitoarele sunt prezentate drept ceea ce sunt și anume niște fete foarte inventive, foarte drăguțe, nu niște vrăjitoare bătrânerele și urâte, ca în poveștile așa mai vechi. Asta este o vrăjitoare super simpatică, mi-a adus cumva aminte așa ca idee de mica vrăjitoare din cartea cu mica vrăjitoare, care e una din preferatele mele. Agata e o vrăjitoare care a venit să trăiască în lumea oamenilor și nu prea se descurcă, pentru că lucrurile nu funcționează aici cum funcționau în lumea ei. De exemplu, apparently oamenii nu folosesc măturile ca să zboare, folosesc ca să măture pe jos, like really, de asta există mături, dar până la urmă se descurcă într-un fel sau altul și este super simpaticuță și potrivită pentru sezonul ăsta. Poate o să o punem în borcanul cu povești, ce ziceți?
Mergând mai departe, ce mai avem aici? Un nou volum de la Sophie Kinsella din Eu și Mami Zână, care e o serie super haioasă. Experiența mea cu această serie este că, nu e experiența mea, este experiența unei fetițe, să zicem că o cheamă Maria și să zicem că are aproape 7 ani și să zicem că e foarte greu să o convins să citească singură, dar asta este o carte care chiar o face să vrea să citească singură, pentru că sunt aventurile foarte haioase ale Elei și ale mamei Zâne și ale mătușii ei Zâne și, mă rog, are diverse alte Zâne în familie. E foarte ușor de citit, o știți, e cu litere foarte mare, este și cu ilustrație foarte simpatică, iar dacă aveți abonament la noi, vă spun un secret, deja este în drum spre voi, dacă aveți abonamentul nostru din segmentul 6-8 ani. Exact. Bun. Tot la acest segment, o nouă poveste cu o vrăjitoare și cu o mătură, pentru că, da, este toamnă. Seria Polly și Buster, din care avem, ăsta e al doilea volum, mai avem și pe primul, în care este vorba despre prietenia improbabilă dintre o vrăjitoare și un monstru. Se pare că o vrăjitoare n-ar trebui să fie prietenă cu un monstru, dar hei, ei reușesc să se împrietenească și să rezolve tot felul de aventuri spectaculoase împreună și să demonstreze că ne putem accepta unii pe ceilalți, chiar dacă suntem diferiți. Și asta este o carte foarte simpatică și pusă în pagină foarte drăguț și prietenos pentru copii, destul de ușor de citit, deși este mai consistentă, după cum vedeți, un pic mai groasă. Să mergem mai departe și să ajungem la această super bijuterie. Este o carte fantastică. Asta este cea mai recentă apariție de la Frontiera. Se numește 100 de ani în casa noastră. După cum vedeți, e un album considerabil cu un format așa mare, foarte generos. Și este, cum să spun, este o istoria unei familii, istoria unei țări, istoria unei epoci, istoria secolului trecut, văzută din perspectiva unei case. Povestea începe în anul 1902, pe aici undeva. Așa, 1902, cu toate întâmplările și personajele din casa respectivă, și se termină în anul 2002. Stai să vedem dacă reușesc să ajung și la 2002. Are foarte multe, la sfârșit are foarte multe pagini explicative, mă rog, are o postfață foarte interesantă care te ajută să înțelegi mai bine istoria efectivă. În anul 2002, casa arată cu totul diferit. Ce s-a întâmplat în acești 100 de ani, vedem în fiecare pagină, este o combinație de roman grafic istoric cu foarte, foarte multe detalii. Sunt extrem de multe obiecte. Fiecare obiect din casă are câte o poveste și fiecare pagină are și, are și o parte explicativă, text în care ne pune în context puțin etapa istorică în care suntem. Este o carte absolut splendidă de colecție. Editorul o recomandă pentru 10 plus ani, cred. Are foarte, foarte multe informații și foarte potrivită și pentru adulți. Așa, cu un pic de nostalgie și ne face să ne gândim și la trecut, dar să și ne și raportăm la viața noastră actuală și la rolul tuturor lucrușoarelor care ne înconjoară. Vă recomandăm și vă așteptăm în librărie să o răsfoiți. Poți să o răsfoiești de multe, multe ori și tot să descoperi constant detalii noi. Este genul ăsta de carte, e o super bijuterie, după cum vă spuneam. Bun. Iar ultimul titlu pe care l-am pregătit pentru acest clip este acesta. E de la stațiunea de adulți, nu te găsesc pe nicăieri, poate ați auzit deja despre el. Este o apariție recentă din colecția Narator de la Publica, non-ficțiune creativă. E o carte în care Laura Ionescu ne povestește, o repovestește cumva pe mama ei printr-o serie de viniete. O vede din ochii ei actual de adult, analizează imaginea despre mama ei pe care o avea în copilărie. E o carte extraordinar de impresionantă. N-am apucat să o termin, doar am început-o, dar e o carte așa care te atinge la suflet și cumva este acest gen de carte care te face să reexaminezi cumva și propria viață și relația pe care ai avut-o tu cu mama și cumva pe mine cel puțin mă face să privesc, să încerc să privesc lucrurile și din perspectiva mamei mele, nu numai din perspectiva mea, viața pe care am trăit-o împreună, care poate fi văzută evident din două părți. Și e o carte extrem de bine scrisă. O să vă prindă, este foarte, foarte faină. Vreți să vă citesc primul paragraf care mie îmi place foarte, foarte mult? Hai să o găsim. Mimi își petrecea întotdeauna vacanțele mergând acasă la familie ei. Nu se mutase în vreo țară străină. Plecase din comuna Băneasa un buric pe burta generoasă a Dobrogei la București. Îmi place această expresie cu un buric pe burta generoasă a Dobrogei, de nu mai pot. Mi se pare atât de vizuală și atât de faină. Este fix genul de început care te prinde și te lasă acolo în carte. Și o să vă mai spun un secret. Dacă aveți extension pack-ul nostru de adulți, nu vă cumpărați pentru că este într-un spre voi deja. Gata, cu asta am încheiat. Acestea fiind zise,
Este o nouă zi de vineri. Acum când filmăm, vă zic un alt secret, nu este chiar vineri, dar când o să vedeți voi clipul, va fi vineri dimineață și vă așteptăm la noi în weekend. Avem în toată luna octombrie un program ușor de modificat pe care îl găsiți și pe Google și pe site-ul nostru și pe, sper că și pe site, și pe Facebook. Vă așteptăm joi și vineri între ora 2 și ora 20 și în weekend, sâmbătă și duminică, de la ora 10 dimineața la ora 20, adică 8 seara. Și sperăm să ne întâlnim aici și să răsfăim cât mai multe și mai frumoase cărți împreună. Pa!